Vă pup, dragii mei! Astăzi sunt în grădină cu mama și ne-am apucat de plantat roșiile, pentru că așa de sădit sau și de plantat, mă rog, nu știu cum se spune exact. Așa, după cum v-am spus, am cumpărat răsadurile de roșii și am luat 100 de fire și ne-am apucat să le punem, pentru că sunt destul de multicele, dar vom mai cumpăra mai multe și vom lua și vinete, ardei gras, ardei iute, ardei capia, cam tot ce se poate pune sub formă de răsaduri. Încercăm să le sădim așa cât de cât drepte, să ținem rândul drept. Mai trebuie puțin săpat pământul pentru că s-a mai bătut de la ploi. Și apoi facem așa o groapă, să spunem, punem cu apă, să facem așa puțină mult și apoi le facem așa frumos la rădăcină, știți și dumneavoastră cum se fac, și le sădim, pentru că sunt niște răsaduri foarte sănătoase, foarte mari, bine crescute, deci chiar îmi plac foarte mult cum arată, foarte lungi, așa, nu știu, firul gros, zdrave, necrescute, bine, se văd că sunt super ok. Și am plantat pe acestea câteva, care se văd aici, iar până spre seară sperăm să le terminăm de pus pe toate, pentru că dacă ar da și puțină ploaie ar fi perfect, pentru că este un pic cam înorat. O să vi le arăt și dumneavoastră cât de frumos arată așa în cutiuțele acelea cum le-am cumpărat. Sunt foarte, foarte frumoase și foarte zdravene, după cum v-am spus. Acum vorbesc cu dumneavoastră, dar apoi o să o ajut și pe mamă, pentru că v-am spus, mai trebuie făcut așa puțin săpat pământul, pentru că nu este tare, dar este mai bătut așa de la ploaie, s-a mai bătut. Am pus ceva din roșii oare, așa arată, încercăm să le punem cât de cât drepte, să iasă așa un șir frumos. Și tot avem de plantat până la 100 de fire, tot să plantăm până se face seară. Da, am mai plantat o parte din ele, le-am mai sădit de fapt, vom începe și la celelalte. Cred că, nu știu dacă se vede, așa, o să pun un pic de apă, așa cum v-am spus. Facem așa un pic de noroi și o plantăm, o sădim și trag așa. Trebuie spuse așa mai adânc, pentru că dacă este un vânt mai puternic, să nu le dea jos. Cam jumătate de cană de apă. Și facem așa noroi, după cum v-am spus. Uitați ce frumoase sunt, o să vi le arăt imediat pe celelalte. Așa? Da, da? De unde este partea? Încercăm să le păstrăm așa drepte. Să se vadă rândul frumos. Dar ce miros au, deci miros deja roșii. Au un miros extraordinar de plăcut. Pune pe pământul că de săpat așa. Săpată un pic. Așa, că le mai fac eu. Așa. E bine așa, pun așa. Facem cu rândul, mai plantează și mama, mai plantez și eu, ca să se mai odihnească și ea. Nu știu dacă se vede, sper să se vadă. Mai fac un pic așa, nu mult.
Facem noroi așa. Ca să o facem să aibă umezeală acolo la rădăcină. Pământul este foarte bun, mărunțit, extraordinar de bun. Dar să pui bulbul cât merge înăuntru. Păi da. Deci nu mamă. Stai mai într-o parte, că te vezi mai așa, mai încoace, așa că te vedeai, erai prea în cameră și nu se mai vedea. Așa. Deci să mută. Facem cu drag ca să crească frumoase, să iasă multe. Acum să vedem dacă sunt drepte. Așa. Da. Sunt drepte. Acestea sunt răsadurile. Am avut două cutii din acestea cu 50 de fire fiecare, adică 100 în total. Sunt foarte zdravene și bine crescute. Uitați ce fir gros au. Foarte sănătoase și frumoase. Le plantăm pe acestea. Le punem pe două rânduri să vedem cum ne încadrăm. Și vom mai cumpăra altele. Pentru că roșii punem mai multe de fiecare dată. Astăzi a venit mama la mine ca să ne ocupăm de grădină, iar mâine voi avea o altă activitate, pentru că o să mă ocup. V-am spus, vine băiatul acela să tund iarba și avem de lucru mult mâine iarăși. Da, așa arată roșioarele care le-am sădit deja. Am făcut două rânduri deocamdată, dar nu le-am dus până la capăt, mai avem, am făcut gropile așa, pentru a le planta. Și acesta e cel de-al doilea rând, le vom duce până la capăt așa, pentru că sunt destul de mari rândurile. Și vom vedea dacă ne mai rămân și pentru al treilea rând, dacă nu, oricum, o să cumpărăm să facem și pe al treilea. Au și floricică, majoritatea. Acum mama se mai odihnește și am trecut eu la săpat. Trebuie să ținem așa rândul, să le facem ordonat. Și începem și al treilea rând, mamă, nu? Începem și al treilea rând, nu? Fii mai tare, că nu te aud. Da. Mai spre ăla. Sunt drepte așa, nu? Sunt gropile mai spre ăla. Mai așa? Păi și asta? Așa. Aici? Mai ăla. Hai, așa. Da, e bun. Le plantăm pe astea și apoi începem cu al treilea rând, nu?
vom sădi și pe acestea ca să terminăm cu rândurile și apoi începem cu al treilea rând. Stai un pic mai așa, că ai luat toată camera, așa acum. Atâta, nu? Da, apa aia nu trebuia să o pun acum ca să facă noroiul așa? Nu cum? Mai face niciun noroi. Stai un pic mai acum. Așa, nu? Vezi, apa trebuie pus acum, ca să se facă noroi așa ca lumea. Stai mai acolo, că vin în cameră și nu mai se face aici. Este greu, dar este migălos. Necesită timp, dar trebuie să le facem pentru că nu avem o cotro. Sunt drepte și frumoase. Ai auzit? Sunt drepte și frumoase. Da. Dar chiar frumoase sunt zdravene. Sunt groase la fir. Groase la fir, crescute sănătos, frumos. O să trebuiască să ver să mai iau apă. E bine așa, nu? Mai am trei aici și am terminat rândul. Un rând. Apoi îl termin pe al doilea, mai am de plantat și acolo și apoi începem să săpăm la al treilea. Atât de frumos miros. A roșie, au un miros extraordinar. Dar mamă, nu știi ce soi este? Nu știi ce soi e? Vor fi, să nu fie din alea așa țuguiate. Rotunde. A, rotunde. Nu sunt dintre alea mălăiețe, sper, nu? Nu prea îmi plac așa acelea mai țuguiate, așa și mălăiețe. Îmi place soiul românesc. Normal. Anul trecut am avut și din acelea șerii. Mai trebuie să mai mut camera. Mai am aici două la capăt și am terminat un rând. Ca să o fixezi, nu? Dacă vine vânt ceva, sunt mari. Da. Vezi, sunt mari. Cu fasolea aia, sunt mari și sănătoase. Sunt mari și trebuie. Mari și zdravene. Aici în spate am fasolea răsărit și iau să vă arăt, că pe aceasta nu v-am arătat-o.
toate au răsărit și sunt foarte frumoase pentru că le-am pus cu drag și cu suflet. Au avut și apă, mulțumim lui Dumnezeu, și soare. Acum sper să fie apă în continuare. Iată, frumoase, frumoase. Acum trecem la al doilea rând, să-l terminăm și pe acesta până la capăt. Trei rânduri am scăpând, dar cred că mai rămân. Am zis că nu mi-a zis. Mai am câteva aici și gata și cu cel de-al doilea rând. Azi am făcut iarăși o grămadă de treabă. Taie iarba, de aceea se aude bârâind. Mâine voi avea și o aceeași activitate, după cum v-am spus. Mamă, ce s-a întâmplat cu groapa asta la altul? Dani Motanu, ai venit la mami? Hai, ajută și tu pe mami. A venit și Dani Motanul meu. Pentru că el se ține după mami prin toată casa, prin toată curtea parcon. Nu că ar fi singurul. Dacă ar putea și cățelușii, cu siguranță ar fi grămadă toți. Mai trebuie una? Nu știu, stai să ajung. Aici nu, e complet rândul. De brind de la mașina de tuns iarba vecinului. Aici avem pătrunjelul și cu lobodă pe margine, care a răsărit așa, mititel deocamdată, cu loboda. Iar aici cele două răsaduri sunt de cartofi, care au răsărit și ei. Foarte frumos sunt. Da, sunt două rânduri. Cum se mai cheamă, mamă, rândurile astea de cartofi? Cartofi. Pe
Păi nu rândurile astea, cum le zic? Două rânduri de cartofi sau cum? Da, așa sunt lungi până la capăt. Aici avem două răzoare de ceapă, iar pe margine am pus salată, mamă, nu? Da. Salată, deci ceapa a crescut așa mai rară, cum ar fi trebuit pusă. Ia, dar anul trecut știți că am pus-o foarte, foarte deasă. Ei, mami, lasă corbul în pace. Da. Mi este foarte drag de ele, pentru că am muncit și eu cu mama în grădină. Și este plăcut când se vede recolta. Aici este cel de-al doilea răzor de ceapă. Am pus și cu salată așa pe margine, pe marginea răzorului. Două răzoare de ceapă am pus. Usturoiul aici, pardon. Aici este jumate usturoi. Și jumate de răzor ceapă. Până la capăt. Aici au ieșit ridichile. Cam dese. Dar asta este. Aceasta este fasolea. Este fasole grasă și fasole fideluță. Dar vom mai pune și un alt răzor, pentru că nu a ieșit chiar toată, probabil din cauza frigului. Dar știți cum este, că se fac cuiburi din acestea și iese destul de multă la un cuib, dar oricum vom mai pune un răzor. Aici este un răzor mai lat. Și leușteanul meu, de care vă spuneam că l-am învelit cu o folie așa în timpul iernii, pentru că a rămas așa rădăcina în pământ cu câteva frunzulițe și în timpul iernii l-am învelit cu o folie să-l protejez și uitați ce mare și frumos a făcut. Mai rup așa din frunzulițe când am nevoie la mâncare, de pe lateral, pentru că din vârf nu prea este bine să-i rupi vârful acela. Trebuie să iau din el mai mult să pun la mâncare, pentru că este destul de mare. Aici mai am alte tufe, mai mititele, și ele tot așa rămase de anul trecut. Dar pentru că am avut grijă de ele în timpul iernii și le-am protejat, au răsărit și este foarte, foarte bun acum și gustos la mâncare. Are un gust deosebit. Un frumos pom fructifer, cred că este gutui, dacă rețin bine. Am pus acum 2 ani mai mulți pomișori dintre aceștia foarte mititei, erau micuți de fapt, când i-am plantat. Am pus 2 mer, 2 peri, un gutui și un prun. Bineînțeles că s-au prins toți, iar acesta este plin, plin, plin de floricele. Mi-este foarte drag de el când mă trezesc dimineața și văd aceste floricele frumoase și roz, așa ginga, și mă umple efectiv de bucurie. Îl pup mereu când trec pe aici prin curte pe lângă el
și mi-este foarte, foarte drag de el. Mă umple efectiv de bucurie. Dacă știe cineva dintre dumneavoastră, dacă sigur este gutui acesta, să-mi dați și mie un comentariu, un mesaj, vă rog frumos. Dar eu cred că rețin bine și cred că este gutui. Este foarte plin de floricele. După cum îl vedeți, foarte, foarte încărcat. Vă pup, dragii mei, să aveți o după-amiază plăcută și spor la treabă și dumneavoastră. Vă pup!